Bună regăsit, stimați prieteni, la o nouă ediție emisiunii Școala Giorgiuveană. Iată, de această dată am venit să filmăm în frumoasa localitate Găujani, unde, într-adevăr, oameni deosebit de aici s-au gândit să facă o acțiune valoroasă. Dar mai multe amănunte despre acest lucru aflăm de la doamna Dunia Pălângeanu, care într-adevăr a inițiat această acțiune, fiindcă și a realizat un interesant album care vine ca un suport al acțiunii de astăzi. Bine ne-am reîntâlnit, doamna Dunia, aici la Găujani. Într-adevăr, într-o comună frumoasă, dragă sufletului nostru, într-adevăr, astăzi are loc partea finală a unui interesant proiect inițiat de Asociația Culturală și de Tineret Ion Vinea din Giurgiu, pe care o reprezint aici. Este vorba de proiectul Artă și Creativitate și lansăm astăzi în școala gimnazială din Găujani, care poartă numele regretatului nostru coleg, scriitorul, epigramistul Drăghiș Davila, un album de artă popular intitulat Popas etnografic vlășcean. El a fost finanțat cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului din România, prin Direcția de Tineret și Sport Giurgiu, și reprezintă, dacă vreți, o invitație ca giurgiuvenii, tinerii, în mod special, dar și persoanele care tranzitează orașul Giurgiu, să vină și în mediul rural, în sat, aici unde sunt atâtea comori de tradiții și obiceiuri și unde există muzee rurale care înmagazinează și însumează tot ceea ce reprezintă, dacă vreți, trecutul nostru, viața omului de la țară, cu îndeletnicirile sale, cu obiceiuri, cu colindele, cu tradițiile, cu uneltele de muncă, cu mobilierul existent în aceste muzee rurale. Ne-am oprit asupra unor muzee la care și am participat de-a lungul timpului la deschiderea lor. Este vorba de muzeele din Oinacu, Găujan, iată, Malu și Gostinu. Și ele apar ilustrate ca un ghid turistic, dacă vreți, o ofertă de timp liber pentru iubitorii de frumos și artă. Dar cum s-a născut această frumoasă inițiativă? Fiindcă, într-adevăr, în județul Giurgiu există în mai multe localități preocupări pentru înjdiembarea unor muzee locale, muzee care se aducă mai aproape de tinerii de astăzi, de adolescenții de astăzi, de oamenii de astăzi, tradițiile locale. Tocmai aceasta a fost ideea, să-i aducem, pentru că se deschid muzee, dar nu le știe nimeni. Am realizat un sondaj, dacă vreți, pe linia noastră, Asociației de Tineret, în mijlocul giurgiuvenilor și chiar în mijlocul tinerilor din liceele giurgiuvene, dacă știu existența unui muzeu de etnografie în Giurgiu, în oraș. Vreau să vă spun că nu a știut nimeni că există așa ceva în Giurgiu, dar minte ce să mai vorbim de muzeele rurale, care se deschid atunci când se deschid ocazional, festivit și stau încuiate. Și nu întâmplător ați ales localitatea Găujan unde ne aflăm, fiindcă într-adevăr aici sunt oameni inimoși, oameni care fac lucruri deosebite și acest cadru în care realizăm această discuție de început, într-adevăr spune faptul că oamenii din această unitate de învățământ sunt preocupați de tradiția, de istoria locală. Sunt, de altfel, în finalul evenimentului de astăzi, de lansarea acestui album, vom merge să vizităm, vom fi primul grup, iată, că ideea este să înființăm grupuri din Giurgiu, din alte orașe, de ce nu și din Bulgaria, că avem astăzi oaspeți din Bulgaria aici, prezent, care să viziteze aceste comori și aici chiar avem o casă a tradițiilor inaugurată de Asociația Culturală Dati în Educație Cultură, ce va fi vizitat și unde vom inspira aerul vechi al Comunei Găujani. Dar să înregistrăm pe peliculă și desfășurarea manifestării care urmează. Vă așteptăm cu plăcere. O zi frumoasă de final de octombrie, conducerii școlii gimnaziale Drăghiș Davila din o comună dragă nouă, Găujani. Mulțumim colectivului de cadre didactice de aici, care, iată, sunt astăzi alături de noi, Asociația Culturală și de Tineret Ion Vinea,
Se întâmplă astăzi aici partea finală a unui proiect care a început în luna august a acestui an și se află astăzi la finalul său, un eveniment cultural prin care lansăm astăzi aici acest album de artă populară, artă fotografică, Popas etnografic vlășcean. Albumul face parte dintr-un proiect intitulat Artă și creativitate, care a fost finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului prin Direcția pentru Tineret și Sport Giurgiu și, desigur, are mai mulți parteneri, cuprind mai mulți parteneri în derularea sa. Este vorba, iată, de gazda noastră de astăzi, școala din Găujani, este vorba de Asociația Culturală de Educație și Cultură Datin din Găujani și trebuie să vă spun că la finalul întâlnirii noastre de astăzi vom vizita o casă a tradițiilor care este inițiată în această comunitate rurală de către Asociația Amintită. Alți parteneri, școala numărul 1 din Oinacu, Căminul Cultural Oinacu, Centrul de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale din Giurgiu, Colegiul Național Ion Maiorescu, alte instituții de cultură și de artă din Malu și Gostin. Ce am dorit noi prin acest proiect? Să apropiem tânăra generație, în mod special, de valorile satului vlășcean, din respect pentru tradiții, din respect pentru obiceiuri, din respect pentru aceste valori care sunt însumate în niște așezăminte culturale care oamenii inimoși din mediul rural le-au deschis. Este vorba de muzee, de case de tradiții, de muzee, de etnografie, așa cum este și în această comună. În albumul nostru, care a apărut de curând la editura Murg Sentimental din București, sunt cuprinse lăcașuri de etnografie din Găujani, cum am spus, din Oinacu, din Malu și din Gostin. De ce? Pentru că proiectul a prevăzut în derularea sa șezători literare, evenimente expoziționale de artă populară care s-au derulat în timpul acestui proiect, la care au participat voluntari din și tineri, în mod special, din comunele vizate, dar și din municipiul Giurgiu. Astăzi sunt aici împreună cu oameni de cultură, oameni pasionați de lumea satului, oameni care au respect pentru valorile satului românesc și am să-i numesc, iată, scriitorul Tudor Rădan, domnul profesor Ion Dincă, scriitor la rândui, poeta Marilena Perijoc. Iată, este și, ca de obicei, alături de noi domnul Pietroșăneanu, un iubitor de cultură care încă de la începuturile activităților noastre culturale în Comuna Găujani este alături de școală, de Căminul Cultural, de tot ceea ce înseamnă cultură și tradiție. Domnul profesor Durubită, de asemenea. De la Școala Populară de Artă, Centrul de Conservare a Tradițiilor Giurgiu, domnul profesor Valentin Mărgean, cu un grup de tineri care vor și îmbrăca artistic întâlnirea noastră de astăzi, încercând să ne aducă în memorie cântece frumoase de Vlașca. De asemenea, sunt copiii școlii, tinerii din Comuna Găujani, cadre didactice, cărora le mulțumim, domnul consilier educativ Sima Mihai, care ne sprijină la realizarea părții finale a acestui proiect, tineri care ființează și activează în cenaclurile rurale care s-au înființat prin parteneriatul nostru comun în comunele respective. Este alături de noi Inare Biganu, împătimită de folclor, membra Cenaclului Literar Luceafăru, ca și colegii mei. De asemenea, și nu întâmplător, sunt aici colegi din Bulgaria, prietena noastră de suflet și poeta Nadejda Radeva,
Alături de domnia sa este un artist plastic, un artist popular care sculptează în lemn, domnul Ivan Cimișiev, care au aflat de acest proiect al nostru și au vrut să ia parte, nu întâmplător, fiindcă intenționăm ca aceste muzee rurale să nu rămână nepopulate, nevizitate. Ideea este să îndreptăm cât mai mult grupuri de giurgiuveni, grupuri de persoane care tranzitează orașul Giurgiu și localitățile rurale, persoane care vin din Bulgaria și din alte localități din țară să le viziteze. O să mergem astăzi și o să vedeți acest univers deosebit care este la Casa Tradițiilor din Comuna Găujani și chiar mi-am notat câteva lucruri pe care vreau să le împărtășesc. Care a fost ideea proiectului? De ce am dorit să inițiem acest proiect? Pentru că este important să nu uităm tot ceea ce am moștenit de la strămoșii noștri, să păstrăm și să ducem mai departe aceste comori de tradiții, obiceiuri și port popular generațiilor care vin. Avem o bogată destre spirituală, cuprinsă în toate genurile literare, doine, balade, bazme, legende, proverbe, zicători, poezii. Bogăția spirituală rezidă însă și din alte creații, precum ceramică, obiecte din lemn, țesături, cuțături, bucate tradiționale, specifice fiecărei regiuni. Este o datorie morală să transmitem spre neuitare aceste frumuseți care dau identitate și originalitate oricărui loc de pe pământ, prin costumul popular, prin obiectele din gospodăria țărănească, cum o să și vedem când vom merge în această vizită de documentare, cântece, colinde, dansuri, artă populară, transmise de mâinile și mintea locuitorilor satului. Dacă biblioteca este templul cărții, muzeul rural, că despre el vreau să fac vorbire, este inima satului. Apariția unui muzeu este o bucurie a spiritului. Aici adulții își regăsesc obârșile, copilăria, iar copiii istoria, patriotismul local, tradițiile. Numai simplu fapt că pot respira aerul încărcat cu energii benefice venite de la moșii și strămoșii noștri este de neprețuit în interiorul acestor case a tradițiilor, care este muzeul, loc prielnic de educație și neuitare. Fiecare obiect are propria sa istorie. Este depozitarul unor informații, unor povești adevărate, care au învins timpul, care merită a fi cunoscute și memorate. Mărturisesc că m-am simțit întotdeauna atrasă de frumoasele tradiții rurale. La tradiție, la credințele străvechi, la datii și obiceiuri specifice poporului nostru, e un semn că identitatea noastră națională nu se pierde, că vom reuși să ne păstrăm locul inconfundabil pe care l-am avut de-a lungul istoriei în acest colț de lume binecuvântat de Dumnezeu. Acolo, între cum sunt rădăcinile noastre și întorcându-ne acolo, nu ne vom regăsi doar rădăcinile, ci și forța de a păstra valorile și frumusețea tradiției, ingeniozitatea creației populare, prezentă nu numai în țesături de război, în forma vaselor de lut, în coloritul superb și cuțătura măiastră a iilor, dar și în cântecele bătrânești, în doine și balade, în colindele laice sau religioase. Oameni de cultură, dascăli minoși, persoane care au păstrat tradiția și rostul ei în zona de sud a Munteniei, au inițiat constituirea unor sări muzeale, case muzeu, în gospodării autentice, vechi de aproximativ 100 de ani, alte sări de muzeu au fost amenajate în școli, totul în semn de mare respect pentru tradiția care nu trebuie să se piardă. În toate aceste case și sări amenajate ca muzeu, regăsim, uitate de timp, dar nu de oameni dedicați culturii tradiționale, tot ceea ce era necesar gospodăriei de altă dată. Prima dintre încăperi era de obicei tinda casei, așternută cu rogojină, o împletitură din turpini de patură, care, mai ales iarna, era foarte căduroasă. În mijlocul tindei se afla o masă joasă cu trei picioare înconjurată de scaunele de lemn, pe care se așezau membrii familiei ca să mănânce. Alături era vatra cu ornă și cuptor, pe vatră se puneau pirostiile și ceaunul de mămăligă. Tot pe vatră se fierbea mâncarea, se ardea cuptorul pentru pâine, se cocea nu numai pâinea, dar și plăcintele și cozonacii. Acest tip de amenajare a unei gospodării străvechi a fost reconstituit în toate sălile muzeale din satele noastre, acolo unde s-au găsit obiectele de lut gospodăresc, războaiele de țesut, mese, scaune, costume populare.
deosebit în viața culturală a satelor noastre și eu personal mulțumesc domnului primar pentru prezența la aceste evenimente. E un lucru deosebit pentru că puterea locală participă la acest eveniment. Numai așa putem să progresăm. Dacă primăria ca putere locală este indiferentă de ceea ce se întâmplă în școală, în biserică, armata în vorbim că n-avem aici, nu putem realiza prea mult. Sunt într-un fel legat, așa, spiritual, de comuna Găuja. Am avut aici colegi care i-am cunoscut și prin ei comuna respectivă, la liceu și în activitatea didactică pe care am desfășurat-o dintre 40 ceva de ani. Și îmi reamintesc, poate rudă, poate nu, dă Pitroșeneanu Cristea. Fratele dumneavoastră, nu știam. Felicitări pentru acest lucru. Coleg, profesor de educație fizică, a lucrat mult în Ministerul Învățământului și aude relațiile respective. Pestrița Ion, profesor de sport la Petești, în regiunea Constanța, a lucrat. Laudă Gheorghe, băiatul preotului, un cuvânt deosebit. Aceasta e cartea de vizită a cenacului respectiv. Prin acest album, noi transmitem generațiilor realizările făcute. Felicitări, doamna Dunia, pentru tot ce faceți pentru cultura și pentru activitatea orașului și a județului. Mirea, doamna Mică, un cuvânt așa. De aici lisește ceva. Ața cu care stai, mămăliga, era sfântă, pusă la loc special, curat, cel mai curat loc din casă, era acolo unde se punea. Se punea asa. Așa să te ia mămăliga atunci. Nu că acum cu sfârșit, cu... Aia era viața noastră. Am realizat ceva frumos. Domnule, e o mândrie că se mai păstrează aceste tradiții. După mine, avem trei instituții de bază. Biserica, școala și armata. Mă bucur să fiu astăzi aici alături de dumneavoastră. Vreau și eu să o felicit pe doamna Dunia și pe doamna Mariana pentru și pe toți cei implicați în realizarea acestui album, care are menirea de a arăta frumusețea tradițiilor, a obiceiilor, a costumului popular. Astăzi o să vă citesc o poezie născută din dragostea pentru costumul popular, așa am și intitulat-o, costumul popular. Străbunii noștri cinsteau drag pământul ce îi răsplătea cu roade pe ogor. Bumbacul alb îl mângâia și vântul care adia și îl usca ușor. Și iscusința lor stă mărturie în portul nostru tradițional, ce peste ani cultura o ține vie. În frumusețe e fenomenal. În florile pictate în ac pe ie s-a scris povestea plină de temei. De multe veacuri se păstrează vie și pentru ochi e cânt de clopoței. Pieptarul cel lucrat cu iscusință i-a încălzit în iernile târzii. Ele purtau sarică și catrință, motivele cusute păreau vii. Prin haine ce transmit blânde emoții, fără cuvinte omul a vorbit. La sărbătoare sau în fața morții, cămașa o purtau ca pe un mit. Și respectau tradiții cu îndemnul ca cei ce vin să urmeze la fel. Costumul popular e însăși semnul prin cele trei culori ca un drapel. Teatru în sală și două tinere voluntare în cadrul proiectului. Este vorba de o absolventă a colegiului Ion Maiorescu și creatoare de poezie totodată, membra cenacului din Zurdul Literar cu ceapărul Ruxandra Tudor, care a ales o poezie semnată de Nicolae Davija, se numește Balada. Pe rog. Cât trăim pe acest pământ, mai avem un lucru sfânt, o câmpie, un sad natal, o clopotniță pe dal,
cât avem o țară sfântă și un nai care mai cântă, cât părinții bine sunt, mai există ceva sfânt. Cât pădurile ne dor și avem un viitor, cât trecutul ține minte, mai există lucruri sfinte. Cât luceafărul răsare și în cer e sărbătoare și e pace pe pământ, mai există ceva sfânt. Cât avem un sat departe și un grai ce n-are moarte, cât ai cui zice părinte, mai există lucruri sfinte. Cât dureane vor izvoare, ori un cântec ce dispare, cât mai avem ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. De asemenea, de la colegiul Ion Maiorescu din Turtu, este alături de noi o elevă, este vorba de Ioana Soare, care la rândul ei creează poezii, dar astăzi ne vei citi? Poezia Dorul și limba de Grigore Vieru. Cerul este sus din stele, luncile din floricele, numai dorul strămoșesc din cuvântul românesc. Din pământ izvorul este, grâul din semințe dese, numai dorul strămoșesc din cuvântul românesc. Razele ne vin din soare, iar miresmele din floare, numai dorul strămoșesc din cuvântul românesc. Ca tinerii noștri să aplece asupra acestor poezii inspirate din folclor. În viitor chiar dorim să căutăm doine balade de Vlașca, cum spunea doamna Mincă, să le readucem în memoria colectivă și copiii noștri să le cunoască, să le recite, să le interpreteze la diferite sărbări școlare, așa este bine. În cadrul proiectului am lansat acest CD-ul de muzică populară de Vlașca, muzica autentică de Vlașca, a interpretei Georgeta Vasile Măsură, profesor de muzică la școala din Băneasa. Aș vrea să aud unul din cântece, fiindcă sunt cântece culese din zona noastră și decât câteva versuri am să vă zic din acest cântec. Cucule, vara trecută, mi-ai lăsat pădurea mută. Ori eu nu te-am auzit, ori tu cu ce n-ai venit. Mergeam vara la Arad și mândra la semănat, trăgeam obraga adâncă, mă uitam odată în lungă. Mă uitam la răsărit, la cireșul înflorit, poate tu îi vedea venind și să te ascult cântând. Dacă ați găsit melodia, da, numărul 5, acesta este CD-ul. Melodii, piese autentice din Vlașca, imprimate cu Orchestra Națională Radio, dirijor Adrian Grigoraș. Colegii noștri de acolo să știe de muzeele rurale din Durdu.
din județul Burdu și totodată și acest CD-ul și interpreta noastră și cu o expoziție de artă populară pe care o să organizăm cu Asociația Gat în Cultură Educație din Găușat. Vom fi prezenți la Ruse, la o dată la care o să punem de comun acord să reprezentăm arta populară burdugană la Ruse în Bulgaria. Am să citesc în limba română și îți mulțumesc că ai vrut să fii alături de noi astăzi, împreună cu distinsul coleg, iată și artist în lemn, domnul Ivan. Cântec de demult. Vas rotund de lut, cântecul te ascult, legănat de rouă, când e lună nouă, alinat de șoapte, de greier în noapte, descântat în zori cu aripi de flori, pasăre măiastră sus pe casa noastră, brâu roșu bărgat la margini de sat, cora avântată, mândră prea curată, cu coțită neagră și struguri în salbă. În odăi se adună val de iel, spumă, revărsat sub nori de privigetori, foșne de dimie, tropot pe câmpie de cai înstelați și înfierbântați, răcoros izvor, zarzări în pridvor, cântec de demult, vas rotund de lut. Este greu să mă înțeleagă mai tinerii noștri colegi ce simt eu și ce a simțit și simte domnul Dingă, noi care, conform regulii, ne-am născut un pic mai devreme. Având o anumită vârstă, noi am trecut prin diferite perioade, despre unele ne aducem aminte cu mare plăcere, pe altele am vrea să le uităm. Să vă spun despre ce este vorba. Mă uit la aceste minunate lucrări făcute de mâinile harnice ale țărancelor noastre și mă gândesc, aveam prilejul să le văd în fiecare an primăvara, la început de primăvară, când fetele tinere își scoteau din lada de zestre toate aceste minuni ale îndemânaticilor lor mâini, le întindeau pe sfoară afară, pe garduri, să le vadă soarele primăvărate, să le aerisească și le puneau înapoi pentru că era zestrea lor, lada cu zestre. Și dacă ne gândim că toate aceste minuni erau lucrate pe vreme de iarnă, că vara, primăvara, vara erau la muncile câmpului. În fiecare an iarna, la lampa cu petrol, lucrau nopți întregi, luni întregi, să le înzestreze cu aceste modele minunate, să ducă mai departe tradiția strămoșilor noștri, pentru care eram și mândri și fericiți în același timp. Foaie verde sărcioară, o pleniță mărioară. Foaie verde sărcioară, o pleniță mărioară. Ce-am auzit eu aseară, că iubitul tău se însoară. Ce-am auzit eu aseară, că iubitul tău se însoară.
Iată, vrem să cunoaștem și componenții grupului vocal pe care l-am ascultat, să vedem că aici la Găujan sunt copii frumoși, dar și talentați, buni interpreți la muzică. Cum te numești și în ce clasă? Grădinaru Elena și sunt în clasa 7. Să continuăm. Mă numesc Ana Gabriela Oana și sunt în clasa 7. Mă numesc Vasile Iustina și sunt din clasa 7. Mă numesc Iordan Anca și sunt din clasa 7. Mă numesc Ordana Ionela și sunt clasa 7. Mă numesc Puiu Ioana Alexandra și sunt din clasa 7. Mă numesc Mircea Sirigică Florentina Ștefania și sunt clasa 7. Și avem în componență și trei băieți pe care îi rugăm să privească către cameră, fiindcă sunt băieți frumoși, iubitori de muzică. Cum te numești și în ce clasă? Mă numesc Iordan Cosmin și sunt clasa 7. Spre cameră. Mă numesc Radu Samuel și sunt în clasa 7. Și ultimul component? Mă numesc Rotară Lucian Vlas, sunt în clasa 7. Participând la un eveniment de excepție, nu pot să nu rămân în afară, să nu rostesc și eu câteva cuvinte, fiindcă, într-adevăr, orice apariție editorială aduce o lumină de suflet în teritoriul în care apare. Și doamna Dunia, așa cum bine se remarcă aici, nu are liniște și găsește modalitatea de a scoate la lumină mari comori. Era necesar ca să apară acest album etnografic, fiindcă, de ce să ne recunoaștem, deși există preocupări în ale realizării unor lucrări de muzee în satele giurgiuvene, nu se cunoaște mare lucru despre acest lucru. Și un turist care ajunge în zonă nu poate să-și găsească cărările pe care să apuce pentru a cunoaște mai aproape satul giurgiuvean. Și doamna Dunia a găsit acest prilej prin proiectele pe care le-a realizat să realizeze, și bănuiesc că e decât un început, acest popas etnografic vlășcean. Se aduce la lumina cunoașterii unele elemente noi. Mă bucură că apare aici, în denumirea acestui album, cuvântul Vlașca, despre care putem vorbi foarte multe lucruri. Păcat că acesta a cam dispărut din vocabularul nostru. E necesar ca oamenii politici, cei care se ocupă cu problemele de istorie, de etnografie, să aducă în actualitate acest cuvânt care ne definește existența, cuvântul Vlașca. Și spuneam doamnei Dunia, vreau să continue, fiindcă asemenea nuclee de muzee mai există și în alte zone ale județului. Mă refer la muzeul extraordinar de frumos de la Epurești, construit în cea mai veche școală. Un muzeu etnografic se mai află și în localitatea Florești, Stoienești, dar și în alte zone. Sunt sigur că va fi un început și doamna Dunia va continua acest valoros proiect care ne aduce mai aproape de zona Vlașca. Țin să felicit și unitatea de învățământ în care ne aflăm. Am aflat cu mare bucurie și am vrut să participăm la acest lucru, fiindcă de fiecare dată aici la Găujani am găsit o atmosferă deosebită, demonstrând faptul că doamna director, alături de colectivul didactic pe care îl coordonează, realizează lucruri de excepție. Fiindcă să pregătești asemenea elevi, să aduci asemenea elemente, asta înseamnă muncă făcută în timp, nu este ceva făcut pompieristic, făcut de pe o zi pe alta pentru a face impresie. Este o dovadă a faptului că și elevii prezenți aici, așa cum bine se aprecia, sunt elevi deosebiți, într-adevăr elevi, dornici, observ pe fața lor, dornici de a afla lucruri deosebite. Doamna director, colectivul didactic, felicitări pentru acest lucru. Am venit cu inima deschisă, ca de fiecare dată, fiindcă aici, la dumneavoastră, se face cu adevărat școală. Aici, în sudul județului, o localitate, sunt noi mai îndepărtată, despre care ar fi trebuit să se cunoască mai multe lucruri. Felicitări colectivului și oamenilor care vin aici. Se vorbea și de domnul Pietroșeneanu, deși din Găujani, zice Pietroșeneanu, un lucru extraordinar, dumnealui ține aproape de acest colectiv,
flacăra vie, așa cum o făcea odinioară a tradițiilor locale. Felicităm colectivul și pe domnul Pietrășuneanu și îl așteptăm de fiecare dată alături de noi. Vă mulțumesc! Da. În primul rând, vreau să mulțumesc conducerii școlii, conducerii primăriei locale care m-a delegat, m-a invitat, doamna directoară, să particip la acest minunat proiect. La noi, în Găuzean, este o tradiție. Mi-aduc aminte și mă uit la copii că am avut această atragere spre cultură, spre tradițiile satului Găuzean de când eram în clasa întâia. Și pot să recital când prima învățătoare care mi-a dat un rol în clasa întâia să spună o poezie, era prin 1944, nu se terminase războiul. Și era o elevă, îmi punea întrebarea, unde sunt cei trei fii ai lui Ion? Eu răspundeam ca militar, sunt căzuți, morți pe Don. Altă colegă mă întreba, unde sunt cei trei fii ai Priotesii? Doarme în țărâna Odesi. Deci de atunci încoace eu pot să povestesc toate tradițiile acestea, toate evenimentele social-culturale care le-a avut localitatea Găujean. Și prin oamenii noștri care am avut, a imprimat această dragoste din generație în generație, ia că tot așa cum ne mândrim cu doamna directoare care este crescută de noi în sat, urmează tradițiile pe care le-a obținut de la înaintașii dânsii și o rog să transmite în continuare, să lase tuturor generațiilor să urmărească toate evenimentele acestea social-culturale pe care și tradițiile care încă mai sunt nedescoperite la noi în localitate, care s-a practicat și e pe cale de a se uita. Mulțumesc și doamna Dunia, care ne cunoaște la fel de mult timp și care și-a dedicat întreaga viață, întreaga activitate pentru a descoperi noi tradiții din satele românești. Și mai am o dorință, poate că nu ca critică, doresc și înainte de a veni dumneavoastră, vorbeam cu domnul Sima, haideți să imprimăm în județul nostru și prin școlile noastre fiecare copil, cum sunt îmbrăcați acum frumos, să aibă beta tricolorul, că eu așa știu că am spus poezia. Să purtăm tricolorul nostru românesc, să învățăm pe copii să nu există activitate fără să nu avem semnul tricolorului românesc. Asta că suntem români, suntem din românul nostru, cu asta se mândrește. Dacă domnul Rădan spunea din Maramureș, ați văzut că maramureșenii și ardelenii nu există muzică populară, ceva să nu fie cu beta tricolor românesc. Haideți și noi, regățenii vechi, să obișnim și noi generații care vin după noi să purtăm acest tricolor. Eu vă mulțumesc de invitație și vă spun că cât o ai mai fi, participăm și în continuare la astfel. Bravo, la treabă. Vă voi cânta melodia O bătrână drogare, acompaniat de colegul meu, Șarvalin Robert.
tradițională din comuna Găujani, construită în anul 1926. Este o casă a unui fost cetățean care a donat-o către Asociația Dati în Educație Cultură Găujani în urmă cu 2 ani de zile. Este o clădire veche, compusă din 4 camere. Am reușit să reconstituim 2 dintre aceste cămeruțe și aici am reușit să strângem și noi câteva repere ale artei populare din localitatea Găujani. Obiectele sunt donate de către cetățenii din comună sau cumpărate de noi cu mici prețuri. Noi am fost beneficiarii unui proiect care s-a chemat Identitate, Tradiție, Bunăstare Locală al Fundației PACT și așa am început noi o cercetare etnofolclorică la noi în localitate. Am văzut că s-au cusut, s-a lucrat foarte mult, s-a împletit. Femeile noastre făceau îmbrăcămintea casei, a familiei și de aici ne-a venit ideea să creăm și un atelier de croitorie, confecție, artă populară, ce se află în cealaltă cameră. Am preluat motivele populare de pe iile, de pe cămășile pe care le-am găsit. Am căutat pânză să se apropie cât se poate de mult cu pânza tradițională și la momentul ăsta sunt acolo puse pe manechin. Lucrăm ei, dar nu ei din astea, că să știți că foarte greu să mai lucreze așa ceva. Fetele nu mai au atâta răbdare, sunt un pic stilizate, ceea ce se caută pe piață la momentul ăsta. Am școlarizat 14 fete în meseria de confecționer textile, au învățat să coasă și motive populare și obiectele sunt acolo. Și să vă mai spun așa câte ceva despre obiectele care se află aici. Acolo avem... În spatele doamnei Dunia, pe masa aceea, lucrul la care țin extraordinar de mult. Am găsit la o familie motive populare, uitați, care sunt de la 1920, am găsit un caiet al... este acolo, părinte... un caiet de lucru manual din anii 1920-1930. Sunt cărți la fel ce se preda copiilor la momentul ăla. Ce am putut să revitalizez din această localitate sunt puse acolo. Acolo este identitatea noastră a comunei Găujani. Sunt însemnări importante, sunt caiete de muzică, sunt colinde tradiționale în broșurele, în cărți, sunt însemnări acolo. Și am înțeles, doamna Cornelia, alături de dumneavoastră a fost și părintele... Eu nu sunt singură, eu nu reprezint asociația singură. Noi suntem o echipă, lucrăm într-o echipă minunată, sunt mândră de echipa pe care am format-o. Este părintele din localitatea Pietrișu, care este și cadru didactic la școală, este doamna director, care este fica satului în această organizație. Noi ne întâlnim, discutăm despre proiectele noastre, despre cum să păstrăm identitatea, cum să transmitem la copii. Doamna director are în cadrul școlii un cerc de cusătură cu specialiști de la Centrul de Creație. Suntem foarte bine organizați, fiecare ne știm lucrurile noastre și știm fiecare ce avem de făcut. Deci nu sunt singură, suntem o echipă, mai avem pe lângă noi încă vreo 20 de voluntari, încă 3 fete care au plecat un pic mai devreme de aici, care participă la proiectele noastre, pentru că noi nu numai de artă populară ne ocupăm. Noi avem și alte proiecte în derulare în localitatea Pietrișu. La momentul ăsta avem 2 pe educație non-formală. Am lucrat pe căsătorie timpurie, pe bibliotecă vie. Am avut o lună, luna iulie, când lumea era în concedii, noi am fost în activitate. Lună interculturală. Acum avem în desfășurare un proiect ce vizează reabilitarea 5 case ale persoanelor de etnie romă, înființarea unui centru comunitar. Avem o colaborare extraordinar de bună cu Consiliul Local, cu Primăria.
ne-au dat în folosință gratuită acolo la Pietrișu o fostă clădire care era părăsită și noi am reușit să o reconstituim și pe aia și am făcut acolo un centru comunitar. Deci noi nu ne ocupăm numai de artă populară, ne ocupăm în primul rând de educație în localitate și suntem echipe, v-am spus, colaborăm extraordinar de bine cu școala, cu primăria, cu doctora de familie, cu doctorița Buga, care este prezentă de asemenea la activitățile noastre ce vizează educația sanitară. Peste 2 săptămâni o să avem o campanie pe prevenirea cancerului cu doamna doctor, tot cu o asociație. Avem cursuri în derulare cu alte asociații. Iată cum aici la Găujani, unde ne aflăm, am putut să consemnăm o activitate deosebită, o activitate care a cuprins nu numai spațiul școlar, dar activitate care a continuat apoi și la spațiul comunității, fiindcă, într-adevăr, oameni de suflet au gândit aici diverse puncte care să atragă în actul educativ nu numai copiii, tinerii, dar și oamenii vârstnici, fiindcă se respectă tradiția, omul cu trăiește învață. Un proverb atât de bine cunoscut, care este confirmat de preocupările cadrelor didactice, de preocupările profesorilor, învățătorilor din această localitate din sudul județului Găujani. Vă mulțumim că în această frumoasă seară ați fost alături de noi și ați putut să cunoașteți niște oameni minunați care trăiesc la Găujani și trăiesc bine pentru seminilor. Vă mulțumesc!